revenit în direct la ediția specială. Mulțumesc că ați rămas alături de noi. V-am promis că îl avem astăzi de la ora 21 în platoul Digi24 pe unul dintre vicepreședinții USR, Cătălin Drulă, fost ministru al transporturilor, propus și acum tot la Ministerul Transporturilor. Mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Suntem în momentul în care știm care este guvernul, cel puțin l-am văzut pe surse și acum, de fapt a fost și un comunicat de presă, oficial. Este destul de oficial. E oficial guvernul pe care îl va prezenta Dacian Cioloș în Parlament, cu un program de guvernare, mâine se depune, ne așteptăm ca săptămâna aceasta să fie un vot. Prima întrebare, trece acest guvern? Noi facem această propunere în ideea de a primi voturile. Am primit un mandat de la președintele României, l-am luat în serios. Am văzut că nicio altă formațiune nu și-a asumat guvernarea sau propunere de premier la negocierile care au avut loc ca urmare a căderii guvernului Câțu. Dacian Cioloș a fost propunerea noastră. Președintele ne-a acordat acest mandat. Eu cred că în mod serios, în ciuda ceea ce s-a mai spus în spațiu public, ar fi eu ca cealman, nu cred că președintele unui stat poate juca ca cel male sau ne putem juca într-o situație ca aceasta de criză cu un mandat. Știu că președintele are o influență puternică în Partidul Național Liberal, e de notorietate participarea recentă la Congres, relația apropiată, astfel încât sper să îi convingă să ne dea aceste voturi pe cei de la PNL. Noi am încercat să și refacem această coaliție, dar nu a fost posibil în discuțiile de săptămâna trecută. Mergem cu o echipă extraordinară, excelentă de miniștri, cu un program foarte bun, axat pe prioritățile momentului, pe criza pandemică, pe criza energiei, pe implementarea PNRR cât mai rapidă, chiar cu omul care a lucrat la PNRR, cu Cristian Ghinea. Efectiv, soluția asta pentru România ar fi extraordinară acum. Dacă va primi voturile în Parlament, nu vreau să ghicesc într-un glob de cristal. Pentru asta este exercițiul democratic, vom merge cu el până la capăt. Cred că formalismele au sensul lor, adică dacă președintele ne-a acordat un mandat, nu ne jucăm cu el. S-a vorbit despre o depunere de mandat, să îl dăm înapoi și mai departe. Asta ar fi neserios. Este un pas constituțional normal. Mergem la toată procedura parlamentară, sperăm să nu fie tergiversată în vreun fel, n-ar fi niciun motiv în această situație. De această dată n-ar fi niciun motiv. N-ar fi niciun motiv. E greu de crezut că veți obține mai mult de 80 de voturi cât aveți în Parlament. Bun, matematica, de unde ar putea veni? Matematica parlamentară, până la 234. Sigur. De blocurile, bine, poate pentru noi cei care stăm în Parlament sunt mai familiare. Sunt câteva forțe care pot da aceste voturi. E blocul de coaliție care a fost. Există și celelalte, opoziția de până la acest moment. Partidul Social Democrat. Adică de la PNL așteptați astfel de voturi, ați spus, de președintele României. Exista vreun dialog cu președintele, altul decât cel despre care ne-a spus Dacian Cioloș, că l-a informat de discuțiile pe care le-a avut, nu? Cu Florin Câțu și Kelemen Hunor. Da, au existat contacte în această perioadă. Repet, avem certitudinea că această propunere din partea președintelui este una serioasă. Nu, dincolo de asta, dacă exista vreun dialog, vă puneți o speranță mai mare în președintele Klaus Iohannis de la momentul în care Dacian Cioloș a fost propus premier? Nu e vorba de speranță, știi, speranța ar fi așa ca de la cumva o dorință pe care ți-o îndeplinește cineva. E vorba de rolul constituțional pe care îl are președintele. Rolul, așa cum îl vedem noi, cel puțin, este unul activ de formare a unui guvern. Așa și scrie în Constituție, că sunt consultări cu partidele, face o propunere de premier, adică are o responsabilitate în rezolvarea acestei. Și a fost o consultare acum în formarea acestui guvern USR cu președintele Klaus Iohannis. Numele pe care le-am aflat astăzi că vor face parte din guvernul USR au fost... A fost informat și președintele? Nu cunosc toate detaliile dialogurilor dintre Dacian Cioloș și președintele Iohannis. Știu că au fost în aceste zile legături și l-a informat despre pașii care urmează. Săptămâna trecută opțiunea noastră primordială era să mergem în aceeași formulă de coaliție cu PNL, UDMR și susținerea minorităților. Nu s-au putut rezolva acele discuții. Ne-am asumat să mergem cu un guvern monocolor. Să le luăm pe rând. A existat vreo implicare în facerea acestui guvern USR din partea președintelui? Guvernul USR este rezultatul din un guvern monocolor. Da? E o situație atipică, pentru că suntem într-o situație atipică cu țara în momentul ăsta. Noi am primit un mandat să mergem în Parlament cu el. Guvernul monocolor este rezultatul discuțiilor din interiorul USR și al deciziilor din interiorul USR. Nu există o decizie externă sau altfel de... Și ajungem în acest moment în care USR are 80 de voturi, da? Ne uităm puțin la matematica 80 parlamentară. De parlamentar, da.
PNL, UDMR spun că nu vor vota acest guvern, PSD, AUR la fel, dacă ne uităm în opoziție, minoritățile naționale sunt voturi puține acolo. Și atunci, luați, sau, da, care e planul? Luați în calcul varianta în care sunteți un guvern de sacrificiu și se declanșează eventual un scenariu al alegerilor anticipate, ori scenariul în care poate Florin Câțu să fie propus premier, că s-a tot vorbit de acea decizie a Curții Constituționale, care totuși încă îl obligă să aibă majoritate. Repet, mergem în Parlament ca să fim votați. Asta se poate întâmpla sau nu? Declarațiile pe care le fac diversi oameni politici, acum nu aș vrea să speculez numai asupra unor declarații. Nu, dar sunt două variante. Trece sau nu trece exact. Guvernul. Exact. Asta sunt dacă corecte nu, de judecat, dacă cele nu două trece, variante. Dacă considerați că este un guvern de sacrificiu, de nu, consider lui că Dăcean s-a făcut un fost? Pas constituțional important, adică Parlamentul și-a exprimat o voință împotriva președintelui, cumva președintele a propus Dacian Cioloș, Dacian Cioloș a venit cu o propunere de guvern, vorbesc strict în logică constituțională, Parlamentul a spus nu, după care sunt din nou consultări la Cotroceni, începe să curgă acel timp către alegerile anticipate, sunt cele 60 de zile, dacă vă aduceți aminte în Constituție, nu se poate dizolva Parlamentul decât la 60 de zile de la căderea primei propuneri. Deci dacă am fi în acel scenariu, ar începe să curgă cele 60 de zile, adică sunt niște realități constituționale care trebuie să meargă înainte, pentru că țara trebuie deblocată din această criză. Dar, repet, noi mergem în Parlament cu această propunere și mandatul care am mers la președinte, nu ne jucăm de a sacrificiul, de a guvern de înlocuitor, pentru a guverna. Am văzut că celelalte forțe politice nu și-au asumat această responsabilitate în această perioadă. PNL nu s-a dus cu o propunere de premier, nici te mi-aduc aminte, nici PSD nu s-a dus cu... UDMR, în schimb, s-a dus. Da, ok, acolo îmi exprim un pic rezervanțele că a fost mai mult o chestiune retorică, dar dintre forțele mari nu a fost o dorință de a guverna în această perioadă. Ba chiar pe tot felul de surse se vorbește despre o fugă de guvernare. Noi ne asumăm, e un moment în care e necesară responsabilitatea, avem măsurile propuse, am venit cu oamenii, cu portofoliile, deci în niciun caz nu putem discuta... În situația în care totuși se vor strânge voturile necesare, deși e puțin probabil în acest moment, toată lumea va face parte, toate numele propuse pentru guvernul Dacian Cioloș se vor regăsi acolo. Da, îl vom vedea pe Dragoș Pâslaru, de exemplu, că l-am văzut la finanțe, da, europarlamentar, și va da demisia... Și va veni în guvernul condus de Dacian Cioloș. Da, pentru europarlamentari e situație de incompatibilitate, deci în momentul în care au un alt mandat, pentru parlamentarii naționali nu există această incompatibilitate. Deci, evident, va trebui să facă această Ați alegere. Ați vorbit despre scenariul în care, sau oferta pe care o faceți Partidului Național Liberal, refacerea coaliției cu un alt premier. În situația în care va suna telefonul înainte de momentul votului de încredere, și se va spune lui Dacian Cioloș, fie că va fi președintele României, fie că va fi tocmai Florin Câțu, și va spune PNL că suntem de acord să refacem coaliția cu un alt premier. Ce faceți? Mai mergeți mai departe? Își retrage mandatul? Asta era discuția pe care o aveam săptămâna trecută. Și până la urmă lucrurile acestea, de aceea am și eu tocmai am avut Birou Național, Comitet Politic, chiar dacă e weekend sau duminică, pentru că e o urgență, da? Nu ne putem. Teoretic puteam să venim cu această propunere către Parlament, cred că până joi, constituțional, dar ne-am grăbit. Da, în fine, dezbatere de constituționaliști, termenul pe care l-aveam intern era joi. Nu contează. Mâine vom veni cu această propunere, tocmai încercăm să scurtăm la maxim aceste termene și negocierea a fost, sau discuțiile cu partidele din fosta coaliție, au fost exact în acest sens, adică le-am cerut, am întâlnit întâi miercuri, haideți până vineri, n-a venit această propunere, acum într-un scenariu ultra-speculativ, dacă s-ar întoarce lucrurile, evident putem discuta, ne interesează să găsim o soluție pentru România, dar până atunci trebuie să facem acești pași în bună credință, printr-un proces extrem de serios, am format acest guvern, cred că sunt oameni foarte respectați acolo, oameni foarte ok și în regulă pe mandatele lor, oameni care pot trece țara prin această criză dificilă. Programul de guvernare, iarăși, pe pandemie, pe energie, pe PNRR, are măsuri credibile. Să pun altfel întrebarea atunci, ca să fie mai clar. Mai e valabilă oferta refacerea coaliției cu un alt premier PNL? Asta întotdeauna a fost o soluție posibilă. Acum, știți cum, ne s-a spus nu, nu, nu din partea partenerului, din partea PNL, din partea lui Florin Câțu, de fapt. Dacă mâine se răzgândesc și spun da, e un pic foarte speculativ, dar până la urmă nu e vorba aici de oameni sau de răzgândiri. Da, dacă se întâmplă asta, putem noi să discuta. Știm din partea USR dacă are în continuare această ofertă de refacere a coaliției cu alt premier PNL pe masă. Sau dacă a renunțat
având în vedere discuțiile de săptămâna trecută? Nu, tocmai în consecința celor discuții am mers mai departe cu un guvern monocolor, după cum i-am anunțat dinainte pe parteneri. Am spus dacă nu putem cădea la un acord, ei ne-au spus nu, atunci vom merge cu un guvern monocolor în Parlament. Dacă se schimbă pozițiile, putem discuta atunci. Repet, important este să scoatem țara din situația aceasta de a nu avea un guvern de plin. Și ajungeți la vot atunci. Ce se întâmplă dacă guvernul Cioloș are soarta care astăzi e destul de limpede, 80 de voturi, 234 are nevoie, deci va pica, da? Ce se întâmplă mai departe? Care e mandatul USR pe mai departe? Președintele Klaus Iohannis trebuie să consulte partidele parlamentare din nou. Care e propunerea cu care mergeți? Din nou, un alt premier? Repet, n-accept în întregime premiza că va pica ca o certitudine. Nu, am zis în varianta Evident, aceasta. Evident, este un guvern monocolor, un guvern minoritar. USR are 80 de parlamentari, așa cum spuneați, sunt necesare 234 de voturi pentru investire. Deci este nevoie ca alte forțe politice să voteze acest guvern. Eu încă am speranța că lucrul ăsta se va întâmpla având în vedere situația țării, având în vedere că e o propunere în bună credință sau pe care suntem nevoiți să o luăm în bună credință a președintelui și eu sper că se va întâmpla asta în Parlament. Pe scenariul cel... Cum ați putea guverna fără un sprijin parlamentar? Guvernăm așa cum scrie în Constituție, cu hotărâri de guvern, cu ordine de ministru, dacă există urgență, cu ordonanță de urgență. Nu credeți că va fi dificil de gestionat o pandemie, o criză a factorilor la energie, la gaze? Ba da, și avem măsurile și oamenii care să treacă prin această... Există guverne, să știți, care n-au deloc oameni în Parlament, guverne tehnocrate, spre exemplu, și așa mai departe. Deci, posibil... Vorbesc de istoria recentă și de exemplele pe care le-am avut. 2016, guvern condus de Dacian Cioloș, un guvern tehnocrat, fără sprijin parlamentar, dar cu membrii din alte partide parlamentare și tot a mers greu. Nu cred că avem membrii din partide parlamentare, dar... Membrii actuali unor partide parlamentare. Dar evident că este cel mai confortabil să ai 55% ca un partid mare care face majoritate și să poți să-ți implementezi politicile. Până atunci există varianta unei coaliții, care vedem că nu se dorește, sau varianta unui guvern monocolor, mai există variante de guvern tehnocrate, Uniune Națională și așa mai departe. Toate aceste scenarii sunt posibile și nu suntem unici în regiune. Apropo și de anticipate, că e și asta o variantă de rezolvare a situației. Da? Am avut alegeri anticipate, cred că în Bulgaria și în mai multe state din zonă. De altfel, e o soluție destul de comună, doar Constituția României o face destul de dificilă. Dar revenind la o guvernare fără majoritate în Parlament, da, e mai dificilă decât o guvernare minoritară. Țara e într-o situație dificilă, tocmai de aia actul pe care noi l-am făcut e un act de responsabilitate și de asumare. Și l-am luat foarte în serios, sunt foarte mândru de colegii mei că au făcut asta, adică tot procesul intern de lucru la programul de guvernare ajustat. O mare parte este programul în care am mers în coaliție. S-ar guverna prin ordonanțe de urgență, prin asumare de răspundere? De exemplu, cum ați putea lămuri certificatul verde? O discuție săptămâna viitoare va avea loc în Parlament. Acum știți că Parlamentul totuși este cel care trebuie să facă legile indiferent de majorități sau nu. Doar că suntem în ceasul al 13-lea, nu al 12-lea, al 12-lea în ce privește pandemia. Corect. Și acolo unde sunt urgențe, da, ordonanța de urgență este instrumentul constituțional la îndemână. Iar în Parlament vom discuta cu celelalte forțe politice, venim cu propunerile noastre, până la urmă nu putem presupune că parlamentarii României, alții decât cei de la USR, vor să facă rău României. Totuși, am un respect față de instituție sau suntem nevoiți să o avem, încredere într-o instituție democratică și că putem scoate de acolo legi care să fie în interesul țării. Bun. Și vă întrebam, în situația în care ajungem în scenariul în care guvernul pe care îl propune Dacian Cioloș nu trece de Parlament și ajungem din nou la consultările cu președintele Klaus Iohannis. Ce propune USR? Va propune din nou un premier? Încerc să merg prea departe. Probabil că... Nu e atât de departe. De ce? Nu ați luat în Nu, pentru că trebuie să avem o discuție în partid. Adică nu vă pot spune poziția partidului. Dar odată ce am mers cu o propunere de premier care ar fi fost refuzată de Parlament, pare un pic greu de crezut că mergem în continuu cu o propunere de premier. Noi ne-am dus mandatul, am încercat, ne-am asumat în acel scenariu spus de dumneavoastră. Deci mai degrabă aș vedea că... Lăsăm pe președinte să găsească o soluție în acel moment. Deci cel mai probabil că nu va propune... Noi suntem foarte constanți și predictibili. Propunerea noastră este Dacian Cioloș pentru premier din 2019, la toate consultările. Spus, avem omul care poate conduce un guvern,
Am mers tot timpul pe discuții, pe program de guvernare, cum sunt acum măsurile pe energie, cu reducerea TVA-ului pentru energie, cu susținerea acestor certificate verzi în factură pentru consumatorii casnici, cu credit fiscal pentru IMM-uri, pentru o parte din factura pe energie, măsuri care să treacă această perioadă dificilă care în toată Europa și în lume. Similar și pe... Deci spuneți că ați făcut deja o propunere, USR nu va mai face o altă propunere de premier. Nu spun asta, spun că o decizie pe care am luat-o la vremea respectivă. Îmi cereți să speculez un pic cam mult. Sunteți unul dintre liderii care parcă a pus așa o etichetă pe Florin Câțu în momentul în care l-ați făcut zombie politic. În vreun fel regretați acel mod de adresare la adresa premierului, pentru că sunt acum liberali cu care am vorbit și spun că tocmai acele vorbe au provocat răni atât de dure acum, încât ar fi greu de explicat primarilor, dar membrilor de partid, fraza, că se poate împăca PNL cu USR. Da, să vă și întreb. Vă readuc aminte care fraza completă, pentru că titlurile sunt rupte. Eu am spus... M-am trezit așa aruncând cu cuvinte, Florin Câțu, un zâmbet politic. Nu, asta am spus. În momentul în care nu mai ai susținerea unei majorități în Parlament care te-a investit, devii un zombie politic, asta am spus la momentul respectiv, pentru că Florin Câțu ce n-a înțeles este că să fii premierul unei coaliții înseamnă să fii nu premierul partidului care te-a dat, ai echipa ta separat așa în guvern, partidul tău, PNL în speță, ci ești premierul tuturor în mod egal, că ai nevoie de susținerea tuturor, că deciziile trebuie luate în consens și dacă nu ești de acord undeva cu partenerii, mai mergi odată la negocieri și mai discuți odată până găsești soluția. Cumva am avut senzația că s-a înțeles așa, că ar fi un șef ca la o companie și noi angajați. Asta nu e situația, este un guvern de coaliție, ne reprezentăm un electorat, avem 80 de voturi, cele pe care le menționați, pe care le-am pus în zestre acestei coaliții. Ne-am asumat niște mandate pe care cred eu că le-am dus cu onoare, cu cinste la finalizare. Și eu asta am spus în contextul respectiv, că ca să ai viață politică, ca să ai suflu, opusul moroiului, zombiul din engleză, trebuie să ai susținere și să poți discuta și să fii respectat de celelalte formațiuni politice care să spună da, e un om echilibrat, da, e un om care merge cu un program înainte. Toate criteriile astea de leadership le-a debifat sau nu știu, le-a bifat negativ în acele luni până la momentul demiterii lui Vlad Voiculescu, când am aflat așa cu 5 minute înainte să fie demis, noi, conducerea partidului, că va fi demis și ce o să-mi faceți că l-am demis. Adică asta nu e într-o zonă de normalitate politică și îndrătesc să vă spun ceva, dacă erau, cred că pot să aleg 5 lideri de la PNL, pentru că e partidul cel mai mare, într-un fel e firesc să dea premierul într-o coaliție, deși există coaliții ca în Irlanda, unde partenerul al doilea, cum suntem noi, în cazul ăsta, dă premierul. Da, mergem pe scenariul ăsta. Dacă erau, alegeam 5 lideri politici din PNL, între care unui Florin Câțu, eu sunt convins că cu 4 dintre cei 5 încă ar fi existat această coaliție în prezent și România ar fi fost într-un punct mai bun. Este un eșec personal ca stil de leadership și cei din PNL care v-au spus lucrurile astea pe care le-ați citat, știu cred și că ei. Asuma și public. Știu și ei asta. Asta este, mi îmi pare rău că e partidul nostru partener, că s-au pus PNL nu va reacționa la fel și nu va interpreta la fel Constituția. Că tot Constituția a fluturat-o, Florin Câțu, în momentul în care a revocat pentru ministrii. Că este foarte rar între oamenii care au oarecare experiență politică genul ăsta de imaturitate și de acțiune de forță fără o bază reală. Până la urmă, noi avem 16% în Parlament, PNL are 25%. Nici noi, nici nu ne putem comporta ca și cum avem 55%. Dar nu credeți, adică, prin ce spuneți, ne spuneți și că Florin Câțu a luat aceste decizii pe persoană fizică, fără să-și întrebe partidul? Nu pot să știu asta, pentru că nu cunosc PNL. PNL-ul l-a susținut în toată această perioadă. Bine, bineînțeles, asta este o formă de adeziune politică normală. Dar senzația mea a fost că da, dar n-am de unde să știu ce este în internul partidului. Dar de multe ori mi-am văzut colegii din PNL șocați cumva și încercând să repare cioburile unei farfurii care au căzut pe jos, șocați de anumite decizii, de momente care au trecut. Un parteneriat, și noi asta am oferit și către premierul Câțu și către PNL de la început, a fost ok, haide să guvernăm fără să ne gândim că e un joc de sumă nulă. Dacă un ministru Sereș face treaba, înseamnă că pierde PNL sau invers. Haideți să câștigăm toți împreună. Câțiva din liderii PNL chiar au spus asta. Dacă guvernarea este bine, câștigăm toți. Mi s-a părut extraordinar
și un mesaj inspirațional, chiar nu mi-aduc aminte în momentul ăsta ce, dar erau acele discuții la Vila Lac, erau mai mulți lideri, PNL, USR, UDMR acolo și au spus lucrurile astea și cei de la UDMR au spus. Nu s-a întâmplat în practică tocmai din cauza premierului, din cauza lui Florin Câțu. Alegerile anticipate sunt o variantă pentru USR, că le-ați pomenit mai devreme. Alegerile anticipate, eu cred că pentru România nu sunt de dorit, dar dacă nu se poate rezolva criza politică altcumva, este un mecanism constituțional care trebuie pus în practică. Până la urmă, e corect să ne întoarcem către electorat și să spună, într-un fel, prin vot... E oamenii... o soluție acum în această criză? Acum, eu cred că nu e de dorit. Oricum, nu se pot organiza mai devreme de 4 luni, dacă mi-aduc aminte bine. E un proces bine. Care durează. În 2 luni cele până la finalul anului nu ar... Nu, 4 luni de la momentul căderii unei prime propuneri de premier. Deci suntem la cel puțin 4 luni și câteva zile de această declanșare, ce ar putea avea loc probabil în, mai degrabă în primăvară. Trecând peste situația pandemică, care poate să nu le facă dorit, în fine, până în primăvară ne sperăm să ne aflăm într-o situație mult mai bună. Cred că există încă resurse să găsim o soluție în actuala configurație politică a Parlamentului. Dacă pe ce vă bazați? Hai să luăm așa, că noi dacă ne uităm la declarațiile pe care le faceți public, de o parte USR, de o parte PNL, nu pare. Dar e de parte mai degrabă Florin Câțu. Și cred că sunt din ce mai mulți oameni în PNL care înțeleg că nu se mai poate cu Florin Câțu. Poate că și președintele înțelege și sper să înțeleagă că e mai importantă țara decât un om, oricât de Superman ar fi, dacă îmi permiteți o licență, și că putem, până la urmă, nu ne putem bloca într-un om cu țara. Și de aia spun, cred că încă există resurse în această configurație a Parlamentului rezultată în decembrie 2020, dacă nu e cinstit, până la urmă, să mergem către alegători. Cum spuneam, în alte democrații, inclusiv din zonă, se întâmplă mult mai ușor lucrul ăsta, că e bine, aveți că e rău. Aveți semnale din PNL că a renunțat la Florin Câțu, este președintele Partidului Național Liberal. Nu vreau să, cum să spun, să discuțiile care sunt private rămân private, dar am semnale că sunt mulți oameni din PNL cu capul pe umeri, oameni pe care îi respect, pe care îi respectăm ca parteneri, care nu sunt în regulă cu ce s-a întâmplat. Și care ar fi dispuși să renunțe la propunerea de premier în postura lui Da, sunt mulți care nici nu, l-au dorit premier sau președinte. Deci nu e o surpriză că există astfel de oameni în partidul. Mă referiți doar la acei membri PNL care îl susțin pe Ludovic Orban? Nu. Mă refer la, cred, nu sunt un specialist în partidul și nu-mi place să vorbesc despre ce se întâmplă în alte partide. Da, de exemplu, au fost liberali care au fost negociat cumva împăcarea între USR și PNL și că au fost discuții pe care le-ați purtat cu liberalii. Mi-a cerut o impresie, pot să vă las la stadiul ăsta. Impresia mea este că, da, sunt foarte mulți oameni care înțeleg că omul este problema, nu e o soluție și că soluția înseamnă să avem alt premier. Doar că e Florin Câțu președintele Partidului Național Liberal. Și cum veți negocia cu el de aici înainte? Pentru că veți fi obligați să negociați de aici înainte. Și o întrebare punctuală, de exemplu, dacă veți accepta să fie, să ocupe o funcție în noua coaliție, în noua coaliție de guvernare. Adică dacă ar putea fi președinte al Senatului, dacă ar putea face parte din guvern. Iarăși, îmi cereți foarte mult să speculez și aș evita. Prima întrebare referitor la faptul că este președinte al Partidului Național Liberal. Asta e o problemă și o treabă a PNL. Dacă am avea un președinte al USR sau un lucru din USR, aș putea să răspund la el. Asta au ales dumnealor. Am avut un congres, până la urmă știți că și apropo de criza prelungită. Criza nu trebuia să fie atât de lungă. Deja prin 16 septembrie trebuia să avem moțiunea, dar a fost în acel întreg circ cu moțiunea unde semnăturile scanate, nu sunt holografe, ca să treacă acel congres. Și lucruri un pic nefirești, în fine, le lăsăm în trecut. Și îmi cer scuze, a doua întrebare... Dacă va face parte din noua coaliție... Nu știu dacă își dorește dumnealui, mie n-aș vrea să comentez. Adică acum nu vreau să-i urmăresc să fiu un trecăr pentru cariera USR, dumnealui. Care e abordarea USR? Abordarea este legată de poziția de premier. Premierul... Adică doar cu asta aveți o problemă. Florin Câțu să nu mai fie premier. Dar poate să ocupe un alt portofoliu în guvern sau poate fi președinte al Senatului dacă... Nu pot să răspund nici da, nici nu la întrebarea asta. Opțiunile de carieră ale dumnealui, nu cred că... Este președinte al Senatului, iar aceste funcții le veți negocia președintele cu prioritate. Senatului
Cadragul în prezent. Este președinte al Partidului Național Liberal, am vrut să spun. Și primul lucru pe care îl veți face dacă se va reface coaliția va fi să împărțiți funcția, adică așa s-a întâmplat și am văzut o poveste lungă în momentul în care au durat negocierile la Vila Lac în formarea acestui guvern. Da, eu, știți, aici aș vrea să fac și o diferență, că se uită oamenii la noi, asta cu funcțiile, cum să spun, scade încrederea în politică și mai mult. Împărțim responsabilități, sau ce obținem asta ar trebui să fie. Eu, de exemplu, când am portofoliul, ați dat un pic din cap neîncrezători, portofoliul de ministru al transporturilor nu e neapărat pentru mine, a fost o funcție, a fost o responsabilitate și am încercat zi de zi, minut de minut să o duc înainte. Și așa sunt și colegii din propunerea de guvern USR, care este pe masă acum, vreau să-i fac un pic de reclamă, că e proastă, sunt oameni extraordinari acolo, Parlamentul are de ce să-i voteze. Acum, dacă îi va vota, vom vedea și sperăm să se deblocheze această criză cât mai repede. Și încă o întrebare. Sunt câțiva liberali care spun că n-ați mai avea ce căuta la transporturi, tocmai pentru că ați căpătat așa o aură de ministru sau lider politic carismatic și că ați îndeplinit mare parte din promisiunile pe care le-ați făcut acolo. Ați deranja. Credeți că se va purta în acești termeni discuția cu privire la dumneavoastră în situația în care se va reface coaliția și că nu veți mai avea loc la transporturi? Le mulțumesc pentru că mă flatează prin cuvintele astea. Dar au fost declarații publice. Nu le-am auzit, le-am auzit doar relatate acum. În acest guvern sunt propunerea USR. Dacă pot să continui munca pe care am făcut-o la Ministerul Transporturilor, pentru mine e o onoare, așa cum a fost și prima dată. Dacă vine PNL și spune refacem coaliția, dar fără drula la transporturi? Fiecare dintre noi putem spune orice, trebuie să avem și niște argumente în spate. Repet, nu este un premiu să fii la un minister. Nu cred că dacă un ministru își face treaba undeva, asta este o pierdere pentru alt partid. Asta e o nebunie. Nu e foarte... Acum nu vreau să zic, e o responsabilitate, mi-o asum, mi-am asumat-o și data trecută, dar e greu să fii ministru. Adică nu e un lucru așa despre care să dai petrecere că ai ajuns ministru. Ai o mare responsabilitate, trebuie să faci în fiecare zi lucruri să meargă, trebuie să le scoți dintr-o situație grea. Deci ideea că mă deranjează un pic discuția în termen de premiu, de parcă ai luat un tort așa, a luat PNL, a luat o bucată de tort bună, USR a primit și cireșe și ananas pe deasupra, nu e așa și ar trebui un pic cu oamenii politici să se dezvețe de lucrul ăsta, pentru că sunt mari responsabilități și dacă un ministru, indiferent de la ce partid eu își face treaba, aia trebuie să ne facă pe toți să fie o bucurie pentru toți. Eu mi-am dorit și când erau miniștri de la PSD să fie unii care să-și facă treaba. Adică n-am zis ce bine că e unul care nu, pentru că îmi doresc să avem autostrăzi, îmi doresc să avem lucrurile astea la transportul în speță. Și în general, deci lucrul ăsta că există niște rezultate la un minister și asta o considerăm ca o tragedie că e de la alt partid, nu pot să fie ok. Mulțumesc pentru această discuție. Vă mai așteptăm aici în platoul Digi24.